România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. La ora la care vorbim, guvernul se pregătește să ia o decizie privind compensarea prețului benzinei. Dacă acest lucru se va întâmpla în timpul emisiunii noastre, îl vom auzi pe premierul Ciucă vorbind în direct despre asta. Compensarea nu este același lucru cu plafonarea despre care vorbeam acum două zile. Compensarea înseamnă că o parte din prețul benzinei va fi suportat din bani publici și altă parte de către companii, astfel încât să fie redus. Cu cât să fie redus, nu mai știm în momentul acesta și vom vorbi cu jurnaliști care au participat aseară la întâlnirea cu premierul Ciucă și care și-au și completat datele între timp. O să ne spună ei ce s-a întâmplat aseară și ce se întâmplă astăzi. Așadar, este posibil ca guvernul să facă exact cum a făcut la gaz și la curent electric, să plătească o parte din preț în locul nostru. Eu o să vă întreb astăzi la 0372069599 dacă e corect să fie așa. Iar acum vorbesc cu Anca Grădinaru, reporterul nostru care ieri a fost la Palatul Cotroceni, acolo unde s-a întâlnit cu premierul Ciucă. Salutare, Anca! Bună ziua! Ce a povestit aseară domnul Ciucă? Care a fost cadrul acestei întâlniri? A fost un cadru în care Nicolae Ciucă l-a avut în stânga pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, și după cum au vorbit, au părut că se înțeleg, nici vorba de disputele pe care le-am văzut în ultimele zile, cel puțin ne aducem aminte de declarațiile amenințătoare de liderului PSD. Așadar, cei doi au anunțat că se gândesc la un mecanism care să ducă la scăderea prețului la combustibil la pompă. Deci nu va fi nevoie de decontări sau de hârtii făcute de populație. Asta pe de o parte. Niciunul, nici altul nu au vrut să anunțe cifre, să spună exact cu cât se gândesc să compenseze scăderea. Pe de altă parte, premierul Nicolae Ciucă a explicat că va fi o compensare suportată parțial de stat, de la bugetul public, deci nu sunt avute în vedere fonduri europene, să zicem, și o altă parte, cel mai probabil, de către benzinari, de către companiile petroliere. Explică-mi o secundă. Cifra aceea de un leu care a apărut în multe publicații, nu a fost rostită acolo, a fost dată pe surse, a fost... Exact. Ok, deci evident, nu e foarte clar dacă e un leu, da, ok. Nu au vrut să pomenească absolut nimic, pentru că au explicat că vor ca mai întâi să stabilească exact despre ce sume este vorba în interiorul guvernului, în interiorul coaliției, iar această discuție urma să aibă loc astăzi. Și a explicat Nicolae Ciucă că acest mecanism va fi explicat astăzi după ședința de guvern, după cum ai spus și tu, este în curs și urmează ca în câteva zile să fie adoptat un act normativ care să explice, care să ducă la intrarea în vigoare a măsurii de la 1 iulie, iar această compensare ar fi valabilă timp de 3 luni, așadar până la 1 septembrie. Explică-mi un lucru, Anca Grădinaru. De ce au explicat cei doi, domnul Ciucă și domnul Ciolacu, de ce au trecut de la plafonare la compensare? Sunt foarte multe discuții aici. În primul rând, ar fi o problemă cu acciza, care nu poate fi scăzută, au explicat cei doi lideri și a explicat și Ministerul de Finanțe anterior, pentru că în România, la combustibil, acciza este la un nivel minim prevăzut de Comisia Europeană. Este vorba de câțiva cenți, până într-un euro. Pe de altă parte, ar mai fi TVA-ul, dar aici, dacă ar fi scăzut de la 19%, atât cât este la carburant, statul ar pierde foarte mult. Și am întrebat, de exemplu, dacă s-au gândit și la un sistem, așa cum este în Grecia, de exemplu, de vouchere pentru cei care dețin motociclete, mașini, deocamdată nu. Și probabil astfel s-a ajuns la această măsură. Mulțumesc tare mult, Anca Grădinaru. Primim acum informația că la 13.30 premierul face declarații. Încercăm să le prindem în direct. Între timp, Mihai Nicuț, care este redactorul șef al publicației economica.net, este în direct cu noi. Pe Mihai Nicuț îl știți din podcastul nostru Eu și Energia, pe care îl găsiți pe toate canalele de podcast. Salutare, Mihai!
Bună ziua ție și ascultătorilor tăi. Acum câteva minute voi ați publicat următoarea informație: carburanții se vor ieftini cu 50 de bani pe litru, jumătate suportă statul, jumătate benzinarii. Ok, ai idei cum s-a ajuns la suma asta de 50 de bani sau ce înseamnă? Da, am tot pe surse, din păcate, așteptăm să iasă premierul să ne spună oficial. Înțeleg că astăzi dimineață s-ar fi, cum spunea și colega ta, s-ar fi bătut în cuie aceste plafoane. Mecanismul, să știi că nu este obligatoriu pentru companii, din ce am înțeles până acum, este opțional. Și zice așa: dacă benzinarul reduce din marja lui cu de la el putere 25 de bani pe litru, reduce și statul cu 25 de bani pe litru, iar acești 25 de bani pe litru vor fi returnați companiei petroliere prin faptul că nu îi se mai percep din taxele pe care îi se plăteau, nu îi se mai percep contravaloarea acestor 25 de bani. Deci va fi un fel de compensare cu taxele pe care compania le are de plătit la buget. Scuze, deci asta avem 50 de bani. Tocmai mi-ai spus că măsura asta e opțională. Da, este opțională, dar ideea este așa. Mi-e greu să cred că vreun lanț mare nu o va face, pentru că dacă unul mare o va face și reduce cu 50 de bani, iar cel mare nu o va face, automat el nu poate să reducă nici cu 0,25, nici cu 0,5, da? Adică și apare o diferență de preț de 50 de bani pe litru, care este mare. Iar în acest caz, lanțul care nu a operat reducerea se va vedea fie, mă rog, hai să spunem că va avea un cost reputațional, pe de o parte, pe românește va fi jurat, sau riscă să nu vândă, pentru că toată lumea se va duce la cei care vor reduce. Deci este un mecanism care va funcționa cumva de piață. Problema este la cei mici, la benzinarii mici, care nu cred că vor putea susține în totalitatea lor această reducere de 25 de bani din marja lor. Marja lor toată este undeva pe la 50-60 de bani. Deci marja care presupune costul de operare, transport, plata salariilor în benzinării și așa mai departe. Deci acolo ar putea să fie o problemă. La rețelele mari, cred că se va aplica această reducere de 50 de bani, care, într-adevăr, nu... De la ce s-a plecat și la ce s-a ajuns este o diferență ca de la cer la pământ, dar era greu de crezut că acel plafon inițial de 7 lei în condițiile în care prețul este 9 lei 20, 9 lei 30, ar fi putut fi operaționalizat. A rămas 50 de bani. Bun, să vedem oficial, de fapt. Dacă se mărește și mai tare prețul benzinii, ceea ce e posibil, pentru că nu știi ce conjuncturi apar. Da. Diferența asta de 50 de bani nu e înghițită repede? Ba da, există posibilitatea ca, evident, dacă petrolul începe iar să se scumpească, sau da, de fapt nu doar petrolul, dacă cotațiile la produse petroliere, la benzină și motorină în zona noastră încep să crească iar din diverse motive, nu știu, e război, se întâmplă ceva cu livrările rusești, evident că prețurile vor crește. Va crește și prețul de la pompă plătit și automat se acordă discountul de 50 de bani, care înțeleg că va fi, atenție, trecut pe bon, se va acorda dintr-un preț mai mare. Da? Deci okay. Această reducere poate fi, într-adevăr, înghițită de o potențială scumpire din viitor. Mai multe citiți pe economica.net, dar încă o dată, Mihai Nicuț, ca să înțelegem cu toții. Deci dacă sunt de acord cu acest mecanism, 25 de bani nu vor mai fi plătiți ca taxe, da? Și 25 de bani vor fi trimiși de guvern prin ordin de plată către compania de benzină, da? Da, 25 de bani scade compania și își va recupera banii de la guvern, și 25 de bani îi scade ea și rămâne cu pierderea, cu gaura, cu, cum vrei să-i spui, minusul la profit, poftim. Am înțeles. Ok, mulțumesc tare mult, Mihai Nicuț, redactor șef al economica.net, publicația care vă ține la curent cu toate noutățile economice. Oameni buni, e discuția voastră, e măsura voastră, o să-l auzim și pe domnul Ciucă, e pentru voi, cum s-ar spune, dar e bine? 0372069599. E corect să fie plătită din bani publici această compensare? De fapt, măsura compensării e corectă? Sunteți de acord cu ea? Trebuie aplicată la toți consumatorii, ca la curent sau la gaz? Ce-ar fi putut altceva să facă statul? 0372069599. Deschidem dezbaterea acum cu Marius. Salutare! Salutare! Marius Tudorache de la Brașov, vă deranjează?
Ceea ce se întâmplă la ora actuală din punct de vedere economic și ceea ce ne spune guvernul nu este corect, din niciun punct de vedere. Odată, pentru că reducerea aceasta va fi pe termen scurt, exact cum a spus mai devreme și colegul dumneavoastră, dacă va avea loc vreo scumpire și să nu uităm că la diferite stații din țară prețul benzinei nu corespunde, deci nu este la fel, este diferentă și 20-25 de cenți de la benzinărie la benzinărie, de cenți de bani. Ceea ce ne spune guvernul ar fi putut să facă direct o plafonare pentru prețul respectiv să rămână, să-l scadă, taxele și accizele sunt la dânsii. Și nu înțelegem de ce trebuie să ne permită comunitatea europeană taxele și accizele care sunt plătite să nu le putem modifica noi ca și stat. Există niște plafoane limită stabilite de comunitatea internațională, astfel încât să nu te duci sub plafoanele alea ca să fugă mărfurile dintr-o parte într-alta. E un mecanism care să nu tulbere piețele foarte tare, să asigure oarecare egalitate. Guvernanții noștri spuneau cu două luni în urmă, dacă nu mă înșel, când s-a creat când s-au creat cozile la stațiile de benzinărie, că o să rămână, că n-avem de ce să ne facem griji, 7 lei, 7 lei, 70, 7 lei, 80, spre 8 lei, nu trebuie să facem cozi, că prețul va rămâne. S-au pus de atunci până în ziua de azi câte 30 de bani la fiecare săptămână și am ajuns la prețul actual, dacă nu mă înșel. Nu. 20-30 de bani. Acum, hai să fim drepți când vorbim și să fim corecți. Guvernanții n-au spus că o să rămână prețul așa, au spus altceva. Că România are mecanisme ca prețul să nu se mărească cu 3 lei de pe o zi pe alta. Dar nu cred că a spus cineva că o să rămână prețul la 7 lei. V-au zis că nu va fi o criză de carburanți și v-au zis al doilea lucru, vi l-am explicat și noi aici, că nu o să fie mâine 11 lei. Asta e ceea ce a spus. Tot domnul Ciucă ieșea și spunea într-un comunicat de presă că avem cel mai mic preț din Europa. Dar să nu uităm că avem și unul dintre cele mai mici salarii din Europa și nivelul de trai nu este ca cel din Germania, ca cel din Austria. Adică facem comparații că avem un preț la carburant mai mic decât în alte state, că suntem printre cele mai, cu prețul cel mai mic la carburant la ora actuală, dar uităm că nici nivelul de trai nu este la nivelul la care cele mai prețul dar unii, cum ar trebui Uniunea să Europeană. Păi din punctul meu de vedere, dacă în Ungaria s-a putut plafona un preț și acum avem niște vecini care nu știu cum să-l spunem, spun să-l luăm pe domnul Orban, populist, nepopulist, cert e că în alte părți s-a putut și e în comunitatea europeană și s-a zbătut pentru populația adică și pentru țara lui. Ai vrea petrol din Rusia? Nu am cerut petrol din Rusia, avem și noi petrol în România, deci nu, noi suntem o țară care avem tot ce ne trebuie. Nu. Am putea să ne facem altfel temele. Asta e un mit, că avem tot ce ne trebuie. Benzina rafinată în România din țiței românesc nu ajunge pentru toată piața. Consumăm mai mult. Deci, hai să nu ne stăm în mituri. Nu suntem marele exportator de petrol, de țiței, de lucruri de genul ăsta. Suntem o țară care are niște resurse pe care le folosește și, într-adevăr, unde este dreptate, mulțumesc tare mult, Marius, unde este dreptate este că prețul băgat la rafinare, de la extracție la rafinare, acolo este un profit foarte mare al companiilor petroliere, la care guvernul văd că nu vrea să umble. Că dacă era ceva de plafonat, pe acolo era de plafonat. Dacă faci extracție cu 30 de dolari și bagi la rafinare cu 100 de dolari, că așa e prețul pieței, eu cred că aici se mai poate umbla. Adică acolo trebuia să le atragă atenția că să sar niște cai. Sigur că dacă el va trage prețul foarte aproape, dacă îl cumpără de pe piața internațională cu 120 de dolari, el chiar spune, domnule, da, fac o reducere, aici îl iau doar cu 100 de dolari. Oare ar putea să-l ia mai ieftin de pe, exact, tot din petrolul românesc? Asta e o întrebare de pus. Ilie, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, respect. În principiu, eu nu sunt de acord cu această scădere. Și am să încerc să argumentez și de ce. România are deja un deficit bugetar de peste 7% și e în creștere. Ne împrumutăm la dobânzi tot mai mari. Și atunci să ne gândim compensarea de unde vine. Nu tot din banii publici, pentru că scutirea petroliștilor la stat tot din bani publici se face.
O să ajungem să agențiile de rating să ne trimită la junk dacă continuăm așa. Da. Mai degrabă, statul român ar putea reforma din sistemul bugetar undeva la 2-300.000 de posturi, care să meargă în mediul privat, unde e un deficit de forță de muncă. Eu cu soția avem o pensiune la bran. E un deficit de forță de muncă foarte mare și mulți îl aduc muncitori de afară, din Nepal, din Sri Lanka, etc. Și în construcții și în Horeca. Atunci ar scădea și inflația, pentru că ar scădea un pic consumul, pentru că în privat salariile sunt un pic mai mici. Scăzând consumul, scade inflația și s-ar regla de la sine aceste probleme. Dar nu e nimeni, nu și-a asumat nimeni poate răspunderea politică și costul politic cu o asemenea măsură. Da, au ales o măsură populistă, care s-ar putea nici să nu funcționeze și să dea o gaură la buget, dar politicianul este mai preocupat să aibă toate ouăle protejate pe care le ține în același curaj. Dom'le, nici nu umblu la bugetare, îi dau și omului ceva, da, uite, să zic că 50 de bani s-au redus. Pentru că tot noi vom plăti, tot evident. Noi plătim prin dobânzi și prin inflație toate aceste populisme. Dar, și mai ceva, sunt companii, dacă nu știu dacă pot da nume, te rog, e o companie privată kazahă, unde statul român are undeva la 40% din acțiuni, care an de an are pierdere. Adică statul de acolo pierde și impozitul pe profit și pe cel pe dividende și dividendele ce i s-ar cuveni. Statul român e și în Petrom asociat, dar acolo încasează dividende foarte bune. Adică acolo, eu dacă ar fi să... Păi să vină raportul ăla de la Consiliul Concurenței, adică hai că mai sunt încă 2-3 săptămâni, să vină raportul ăla și să ne arate dacă într-adevăr pierderea e reală sau sunt niște, cum să zic, bani exportați. Importă petrolul mai scump din Kazahstan, cum făcea și Lukoil-ul cu petrolul rusesc și așa exportă profitul acolo. Haideți să-l ascultăm, Milie, haideți să-l ascultăm pe domnul premier Ciucă, vorbește chiar acum. Cetățenii români și firmele să plătească mai puțin pentru carburant, am identificat împreună cu specialiștii o soluție de compensare în sumă fixă de 50 de bani care se va aplica direct la pompă. În sprijinul parteneriatului dintre societatea civilă și guvern, între guvern și populație, precum și mediul de afaceri, am luat decizia să aplicăm această măsură, o măsură care a fost de asemenea adoptată și de alte țări. Este o măsură care implică atât responsabilitatea guvernului, cât și responsabilitatea companiilor din industria petrolieră. Am spus că este o măsură care se aplică și în alte țări, vorbim de Spania și Franța. Jumătate din această reducere va fi decontată de către stat printr-un mecanism care va fi implementat între distribuitori și ministerele de resort. Mecanismul prin care să asigurăm stabilitatea prețurilor la combustibil va fi aplicat pentru o perioadă de 3 luni. Compensarea va fi evidențiată pe fiecare bon fiscal emis la stațiile de alimentare cu combustibil. Valoarea pachetului de compensare pentru această perioadă va fi de 2 miliarde de lei, jumătate din acești bani urmând a fi asigurați de la bugetul de stat. Această măsură este parte a pachetului de protejare a cetățenilor și a firmelor și urmărește diminuarea efectelor creșterii inflației și a efectelor produse de crizele multiple pe care le traversăm. Desigur, la finalul acestei perioade vom analiza dacă va fi necesar un set nou de măsuri. Doresc să fac mențiunea că avem de asemenea la îndemână un instrument util. Mă refer la ordonanța de combatere a efectelor speculative. Prin acestea vom asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor împotriva creșterilor nejustificate a prețurilor.
Măsurile pe care noi le luăm și care fac parte dintr-un mecanism eficient pentru următoarele 3 luni, așa cum am menționat, nu afectează în niciun fel bugetul de investiții. Guvernul va păstra ținta de 7% din produsul intern brut pentru investiții, respectiv 88 de miliarde de lei. În același timp, vom intensifica eforturile pentru a absorbi banii asigurați prin fondurile europene, atât prin cadrul multianual financiar, cât și prin PNRR. Tot astăzi, în cadrul ședinței de guvern, am luat decizia de a recunoaște performanța sportivului nostru David Popovici. Yeah. Și în felul acesta am decis ca, fiind vorba despre o performanță excepțională, să avem o recunoaștere pe măsură și am hotărât să îi fie alocat din fondul de rezervă al guvernului o sumă în valoare de 1 milion de lei. Vă mulțumesc! Da, premierul Ciucă și anunțul despre David Popovici, bravo pentru măsura asta, cum e cu cealaltă 2 miliarde de lei, dintre care 1 miliard de la buget. Hai, stimați cetățeni, să dezbatem, încă l-ați ascultat împreună pe domnul Ciucă. Unde ne va duce această măsură vreme de 3 luni? E bună? E rea? E corect să fie așa? Salutare, Cătăline! Salut! Asta nu va scade cererea. Nu va scade acum. Da, și ideea era să... Era... Deci, până la urmă, dimineață, parcă tot pe postul noastră, spuneți că problema reală este repornirea economiei mondiale și cererea foarte mare de petrol. Da. Și petrolul înseamnă nu numai benzină și motorină, înseamnă și plastic. Da. Asta Ce am spus eu de dimineață, înainte de a intra în emisiune, e în felul următor, că analizele arată că odată cu oprirea războiului din Ucraina, când se va opri, nu înseamnă că va scădea cererea sau că prețul benzinei și al motorinei va scădea. El crește și ca urmare a repornirii economiilor globale, care vor în momentul ăsta petrol, și care petrol nu e pe piețe, adică nu se extrage destul cât cerem noi în momentul ăsta. Da, da. Ideal era să fac o scădere pentru agenții economici, transporturi, agricultori și mai puțin persoane fizice. Persoanele fizice se regla cumva consumul din persoane fizice. Da, adică te mai puteai da jos din mașină. Știți care-i povestea acum? Exact. Nu știu, ești șofer? Da. Da, ok. Toți cei care sunt în autobuz îți plătesc ție deplasarea cu mașină. La un preț mai accesibil. Sunt de acord. Da, da, sunt de acord. Da. Dar într-un final, dacă nu o să se obținească, o să încep să merg pe jos, o să încep să... Și așa, orice subvenție făcută la grămadă, pentru toți, va crește cererea și mai mult. Pe când dacă nu s-ar fi făcut la grămadă, atunci încetul cu încetul se regla cererea, pentru că nu se suporte lumea. O să-i înjurăm, dar o să ne calmăm, pentru că știm cu toții. Nu e o problemă la noi în țară, e o problemă pe plan internațional. Și mai este încă o problemă, tot pe plan internațional, se subvenționează foarte mult electrocasnice și orice mașini verzi. Dar mașinile astea verzi, care sunt noi și vrem să le înlocuim pe cele vechi, nu înseamnă un alt consum energetic. Ba da. Dar e un consum adică de fabricație. Da. De fabricație. E un consum de altă natură. Parc auto. Da, dar ca să înlocuiesc un parc auto de câteva milioane, miliarde de mașini, înseamnă că eu poluez foarte mult. O să-ți dau un răspuns la întrebarea asta, mulțumesc, Cătălin, o să-ți dau un răspuns la întrebarea asta în episodul 5 al podcastului Eu și Energia, unde vorbesc cu Mihai Nicuț despre asta, despre modul în care trecem la mașini electrice și cât ne costă. Așadar, azi, guvernul a zis că va compensa prețul benzinei cu 50 de bani, 2 miliarde de lei costă acest pachet pe
3 luni, 1 miliard de lei de la bugetul de stat, 0372069599. E corectă compensarea benzinei din bani publici? Mihai, salutare, binevenit la România în direct. Salut. Moșe, eu ascultându-l pe domnul Ciucă, am avut senzația că l-ascult pe Ceaușescu în 89, cum promitea încă 3 lei la salariul la muncitori. Deci 50 de bani e bătaie de joc pentru toată lumea. Părerea mea e că mai rău face, ar trebui să lase să crească. Oricum o să ajungem la aia 50 de bani în urmă într-o săptămână de noi creșteri. Ar trebui să lase să curgă ca să iasă o revoluție, să dăm cu ei de pământ, că nu se poate. Deci asta e bătaie de joc. Să mai adauge bonuri de masă de 30 de lei, adică ne comparăm cu englezii că au ridicat de la 9 lire salariul minim la 12 lire jumate și tot au greve în toată țara. Nu ne comparăm cu nimeni. Asta este, ne dă domnul Ciucă exemple Franța și Spania, cum ne-a dânsul, că am ascultat la dumneavoastră emisiune. Păi dar de ce nu dă exemplu Ungaria, care Ungaria a plafonat la 480 de porici, adică 5,90. Păi ți-am mai motorina. Zis de ce? Pentru că da. Ungaria... Nu, de ce nu spune nimeni, unde... da, dar de ce nu spune nimeni că costurile acestei tâmpenii cu creșterea de petrol nu se datorează extracției mai puține de pe piețe, ci de datorită războiului cu Rusia, că am ales să fim de partea proastă a baricadei. Adică trebuia să ținem cu Rusia, nu? Nu, trebuia să fim la fel cum sunt și ungurii, să fim moderați în națiunile noastre. Tehnic trebuia să-i lăsăm pe oamenii aia să moară acolo ca să... Nu. Azi, cum? Că au pus-o pe și în Africa. Să știi, oameni peste tot. Asta e, nu, de cum ar fi din punctul tău de vedere. Deci să-i lăsăm pe aia să moară ca să ai tu prețul bun la benzină, nu? Despre asta e vorba. Nu e vorba de asta, nu. Dar cum e vorba? De interesul național. Care e interesul național? Care e interesul? Interesul este să fim bine cu toată lumea. Să ne vedem de treaba noastră. Da? Interesul nostru național este să avem valori corecte, să avem un stat care să funcționeze în limitele democratice și să putem să construim. Prețul la motorină e un preț reflectat, e un preț reflectat de piață. Dacă dumneata ești de acord să moară un om ca tu să-ți iei benzina la 8 lei, ba exact despre asta e vorba. Nu. Asta face Ungaria. De când mureau ruși în acele enclave omorâți de către naziștii ucrainieni, nimeni nu și-a pus problema că mor oameni. Asta este o ipocrizie occidentală. Asta e o ipocrizie occidentală, da. Auzi, Occidentul... Sunt convins că citiți studii, dar poate nu le citiți pe alea cele mai corecte. Occidentul a greșit. Occidentul a greșit. Și cu pandemia, și cu războiul ăsta, încât ne-a ajuns până la gât. Da, sunt convins. Toată povestea asta. Dar te-ai gândit să te mai dai jos? Acum ești în mașină. Da, sunt în mașină, evident. În mașina cui? Ești, faci afaceri cu ea? Ești transportator? Și ce să spun? Nu, și ce să spun? Fac eu Putin, cum ne învățau cei de la Comisia Europeană, că cresc prețurile din pricina lui Putin? Cresc prețurile din pricina cretinilor care ne conduc. Asta e problema noastră. Da. Eu mi-aș dori, în momentul de față, să trăiesc în Ungaria, sincer să vă spun. Păi de ce nu emigrați în Ungaria? Căruia îi pasă de urmă. Da, de ce nu emigrați? Domnul Orban, în primul rând, îi pasă de el. De ce nu emigrați, domnule, în Ungaria? Nu, dar de ce să emigrez? Mai degrabă stau aici și lupt pentru țara mea cu nenorociții care ne conduc. Da, dar a lupta cu țara ta, ar lupta cu țara ta în timp ce sprijin Rusia, că asta faci. Nu este modul cel mai corect. Eu sprijin normalitatea, eu vă spun. Da. Și normalitatea, pentru că normal. De fapt, ești primul, cred că ai fi primul care în numele normalității ai felicita armata rusă venită la granițele României. Nu, așa mi-e sentimentul. Nu e și că în momentul în care intra în Moldova, ai spune... Să le spună, băi, acceptați situația, status quo așa cum este. Așa, da. Da. Bine, și dacă Rusia lua o jumate din Moldova, să zicem, era bine, veneai și spuneai, acceptați-mă că trebuie să trăim noi bine aici. A luat o jumătate din Moldova, asta am văzut-o și în 2012 cu Georgia, cu Abhazia, asta am văzut-o, avem Transnistria, de fiecare dată când cineva a mișcat în front, de ce credeți că situația este așa? Și vorbea, unde se va termina acest conflict? Întreb eu, adică există vreun politician român să le spună unde se va termina acest conflict? La 10, la 15 lei, la 20 de lei litru?
Da. Suntem în stare să rezistăm la acest război economic. Să fii populist... Să fii populist e foarte ușor. Mulțumesc tare mult. E cel mai ușor lucru din lume. Astăzi, Wall Street Journal, probabil cea mai importantă publicație economică din lume, spune așa, că nici dacă războiul din Ucraina se va termina, prețul la petrol nu va scădea sau prețul la benzină nu va scădea neapărat. Pentru că ar trebui reluate nenumărate țări furnizările de produse rusești, da? Și aceste produse rusești nu vor fi chiar așa pe toate drumurile, pentru că nu le va vrea nimeni deodată. Credeți că dacă se termină războiul, ne reîmprietenim cu Rusia în momentul ăsta? Așa credeți că ne reîmprietenim? Nu, nu o să ne împrietenim. Sancțiunile o să dureze foarte multă vreme. În primul rând, așa cum am explicat de nenumărate ori în această emisiune, inflația se datorează banilor aruncați nesăbuit în piață în timpul pandemiei și, doi la mână, repornirea economiilor mondiale care vor petrol, foarte mult petrol, care nu există în aceste zile. În momentul în care țările arabe vor extrage mai mult, poate vor mai scădea. Dar prețul petrolului rusesc e foarte mare. În ce sens? Nu neapărat în bani, ci în vieți omenești. Sunteți de acord să trăiți mai bine dacă Rusia calcă în picioare Ucraina? Cam asta e întrebarea. Am văzut ce se spune la sondajul de ieri, Eurobarometru, în care 60% dintre români spune, lasă-i domnule să moară, că asta e esența. Domnule, lasă-i pe ucraineni să moară, dar să fie la noi benzina ieftină. Sunteți într-o eroare. Premierul Orban ține cu țara lui? Posibil, dar în primul rând ține cu puterea lui politică, pentru că dacă domnul Orban nu oferă ceva de genul ăsta, democrația la un moment dat îl va răsturna. Și vom vedea parametrii economici din Ungaria în săptămânile următoare. Ah, și încă ceva. Să știți că premierul Orban își scoate pârleala pe spatele nostru. Compania lor de stat aici își scoate pierderile respective. Unde suntem? Claudiu, salutare. Înapoi la decizia guvernului. Compensare, 50 de bani. Nu e? Nu-l văd. Claudiu. Eu, Adrian. Adrian, salut. Salut, Cătălin. Vreau să nu intru într-o polemică nici cu tine, nici cu ceilalți înaintea ta legat de chestia cu războiul. Îți spun doar atât. De fapt, îți pot adresa trei întrebări și dacă s-ar putea să le iei și pe președintele Consiliului Concurenței odată în emisiune, să explice și oamenilor cum se face prețul carburanților, pentru că e un preț care e foarte multe variabile ține și e alesă variabila care îi convine fiecare firmă în parte producătoare de petrol, de carburanți, pentru că în momentul de față petrolul este la $110 barilul. Când a fost la $137 barilul în urmă cu ceva vreme, era 5,80 lei. Cursul, într-adevăr, era mai mic undeva cu aproximativ 20% și accizele cu vreo 10% mai mici. Deci nu se justifică prețul de acum de 9 lei și 20 de bani pe litru de carburant sub nicio formă. Iar acum 10 zile prețul era $124 de dolari barilul. Deci a avut o scădere de aproximativ 13%. 13% scădere, iar la benzinărie n-a scăzut decât cu 3 bani. Asta însemnând $1 pe baril. Așa este calculat. Da, deci nu... poți să-mi spui și mie unde acum sunt restul. Cred că restul poate, acum companiile își permit să dea cei 25 de cenți care guvernul le-a cerut. Deci în momentul de față companiile oferă cu plăcere 25 de cenți pentru că au de unde că ar fi trebuit să scadă în momentul de față costul unui litru cu aproximativ 1 leu și 15 bani. Da, dacă deci, prețul dacă... petrolului merge în direcția asta, eu sunt convins că scăderea asta va apărea. Prețul petrolului este făcut din mai multe variabile. Tu ai vrea să fie astăzi de pe bursă, îl vezi la 110, zici, trebuie să verific informația asta. Exact. Nu știu exact, tu îl vezi pe bursă, dar bursa nu cumpără, ăla e un preț de bursă, e un petrol pe care îl cumperi astăzi și îl rafinezi într-o perioadă de timp. Exact, dar ei totuși cresc tot în același ritm. Ei ce rafinează zilele? Deci ei n-au crescut barilul. Eu te întreb... N-au crescut prețul la pompă după 3 luni de zile. Nu, ei au crescut instantaneu. Când a fost creșterea aceea, dacă ții minte, când a fost creșterea aici la 11 lei. Aici mi se pare că e cam un mit.
Aici mi se pare că e cam un mit. Și marți, dacă l-ai ascultat pe domn profesor Năsulea când a venit în emisiunea asta, ți-a explicat că nu din profituri o să faci chestiunea asta. Sigur că ei au profituri foarte mari acum și președintele Biden e foarte nervos că ei au profituri foarte mari și toată lumea e nervoasă. Dar astea sunt condițiile de piață. Nu cred că acolo e mecanismul. Cătălin, orice firmă trebuie să aibă un profit ca să poată să funcționeze. Și un profit net trebuie să fie mai mare decât zero. Asta e clar. Deci profitul net trebuie să fie mai mare decât zero ca să poată funcționa. Altfel intră în faliment. Sub nicio formă nu poate funcționa la lung pe minus. Indiferent. Cel care spune că o firmă funcționează la lung pe minus înseamnă că nu știe ce economie. Păi, nu e cazul acum, că nu funcționează nimeni pe minus. Ideea este că în momentul când a crescut, asta vreau să-ți spun, în momentul când a crescut la 124 de dolari barilul de petrol, ei au crescut de la 8,30 peste noapte la 8,65. Urmăresc chestia asta pentru că bag aproape fiecare zi motorină. Și au crescut 35 de bani și următoarea săptămână încă 30 de bani, până la aproximativ 9 lei pe litru. Deci pentru creșterea de 14 dolari pe baril, au crescut cu 65 de bani. Ulterior, au ajuns la 9,30 lei aproximativ, unele benzinării au și un 9,30 lei litru de motorină. Deci au crescut cu 1 leu pentru creșterea până la 124 de dolari barilul. Cu toate că ei iau barilul de petrol. Calculul tău este fals. Peste 3 luni. Calculul tău este fals. În momentul de față, astăzi, nu, 110 o secundă. Dolari, barilul calculul preț. Tău este fals. Din nenumărate puncte de vedere. Și anume, prețul petrolului include transport în primul rând. Știi că în acest moment transportul petrolului s-a scumpit cu 500%? Spune-le și acest lucru oamenilor, pentru că nu este prețul de rafinare. Când folosești curent electric, s-a scumpit și acela. Te uiți la cursul euro. Te rog, nu mai promova mituri în această emisiune. Nu, sunt Cătălin, 7 sau 8 componente. Eu vreau să știu și eu un lucru. De ce atunci când crește, cresc și ei? De ce atunci când scade, nu scad și ei? Dacă economia ar fi atât de simplă, asta încerc să-ți explic. Nu, poți să mă urmărești? Da? Pentru că prețul unui litru de benzină nu este alcătuit doar din prețul barilului. Dar prețul conform se face prețul barilului de petrol cu al tonei de motorină, nu știu cât și procent și așa mai departe. Deci e o formulă de calcul. Nu e o formulă secundă, de calcul pe care am inventat-o eu. Om și bun, care a impus-o om bun. O companie. Tocmai ți-am spus că prețul petrolului, prețul transportului petrolului s-a scumpit cu 500%. Sunt calcule făcute de Asociația lui Dumitru Chisăliță, sunt foarte multe dintre ele făcute și prezentate. Sunt 7 sau 8 componente care intră acolo. Da, au profituri mari, putem fi de acord, dar te rog, nu mai răspândi acest mit că în țările lumii numai prețul petrolului dă chestiunea asta. Răspundem la chestiunea concretă. Ești mulțumit că din bani publici se plătește diferența asta de preț? Nu, pentru că tot banii mei sunt. Nu sunt banii altora. Tot banii mei sunt. Deci banii care îi plătesc eu în taxe și accize la benzinărie, banii mei care plătesc impozitele mărite, banii mei pe care îi plătesc peste tot la toate magazinele și toate problemele pe care ne întâlnim de zi cu zi, tot banii mei sunt. Nu sunt banii care să iau, de exemplu, poate de la sănătate, poate de la învățământ, poate de la autostrăzi, poate dintr-o altă parte, tot banii mei sunt. Plătesc tot cu banii mei diferența. Nu plătesc cu banii altora. Statul crede că e cineva, nu, e doar un ordinator de credite. El asta ar trebui să fie. Dar văd că el funcționează ca și cum ar fi, se gândește că sunt banii lui. Ceea ce e o falsă impresie. Statul e doar un ordinator de credite. Și atât. Mulțumesc. Asta ar trebui să înțeleagă politicienii noștri. Mulțumesc tare mult pentru calculul tău și pentru mesajul tău. Este bine de știut că aici prețurile se calculează un pic diferit, că există mai multe lucruri care influențează toate astea și că nu o să reușim să convingem aceste companii decât cu
anumite avantaje să renunțe la o parte din profit. Ăsta e calculul care se face în momentul ăsta. La ce linie suntem? De fapt, știi ce? O să prelungim această emisiune. Cred că sunt acolo Radu și Claudiu și vorbim imediat după ce luăm publicitate. Da? De acord? România în direct trece și după ora 14. Nu o să avem știri. Merge emisiunea în mod direct după această publicitate. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Continuăm această dezbatere. Spune cineva pe Facebook că aduc argumente care să arate că să împiedice, să arate că prețul este crescut artificial. Așa, credeți că prețurile sunt crescute artificial? Că e o conspirație globală care a crescut prețul Chinei, Statelor Unite, țărilor din toată lumea asta? Da, dacă ar fi o conspirație de genul ăsta, ar fi ușor de învins pentru că ar fi ușor de detectat. Adevărul este mult mai complicat, însă. O analiză făcută de Asociația Energie Inteligentă zice așa, uite ca să vedeți de unde sunt prețurile cu 63% mai mari decât anul trecut. Creșterea cotațiilor țițeiului față cu 64% față de aceeași zi din anul trecut. Deci produsul scos la pompă e cu 64%, la sondă e cu 64% mai scump. Leul în raport cu dolarul are 14% mai puțin. Costurile de transport pe Marea Neagră au crescut cu 500%. Creșterea costului cu asigurările pentru navele care circulă pe Marea Neagră au crescut cu 600%. Creșterea costurilor de rafinare cu 30%. Creșterea costurilor de furnizare cu 100%, dacă și asta trebuie să o luați în calcul, și creșterea accizei percepute de stat cu 3%, în timp ce a crescut și cota de TVA percepută de stat ca urmare a creșterii bazei de aplicare cu 63%. Da, astea sunt realități, știi? A, am văzut barilul că s-a dus la nu știu cât și ei n-au scăzut. Păi scădeți-le și pe astea, care sunt 500%, 600%, da, știu că economia e un pic mai complicată, dar asta e situația în momentul ăsta. Claudiu, salutare! Guvernul va compensa cu 50 de bani prețul la benzină, e corect? Da, bună ziua! Întrebare am și eu. Păi la mine e întrebare, da. 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 Înainte de pandemie s-a... Am dus-o cumva bine, că tot asta se spune, dar înainte se ducea mai bine, erau mai ieftine și așa. Tot așa criza a fost și totul este provocat de sus. Părerea mea. Nu ai cum da. Să vii să-mi spui că... Da. Uitați-vă numai cât sunt, câți angajați sunt la stat, cât trebuie să suport să-i susții pe toți și de ce tot timpul să se răsfrângă prețul asupra mea. Păi a persoanei mele, de exemplu.
De ce să nu se răsfrângă asupra lor? Asupra nu se vrea nimic, nu se vrea nimic, tocmai se vrea creștere ca să... să. Tu crezi realmente că e cineva în lumea asta, pe care, în vreun guvern, care îți vrea creșterea prețurilor? Normal. Da? Ok. Da. De unde credința asta? Și... cum? Dacă arătați-mi mie un guvern care vrea binele poporului lui, care s-a zbătut pentru poporul lui. Uite, guvernul Ungariei. Guvernul Ungariei. Mai a dat cineva exemplu mai devreme, da. Așa, și ei nu au petrol, nu au nimic. Da? Noi mai avem, te mai susții, mai extragi. Și totuși este la un preț mai mare decât al Ungariei. Eram ironic. Prețul Ungariei la fel, doar că statul îl împiedică să fie un preț real. Eram doar ironic. Da. Vrei să purtăm o discuție serioasă sau o luăm razna așa? Toată lumea vrea rău, toată lumea îți vrea rău ție. Da, sunt greșeli, sunt lucruri complicate. Da, statul român este foarte mare. Da, există oameni care vor să facă o grămadă de bani în perioada asta. Dar nu poți să vorbești în absolut despre chestiunile astea. Pentru că asta e adevărul. Ok, e adevărul tău, dar nu e și adevărul meu. Și nu e un adevăr, este doar o observație și o, nu știu, un lucru pe care îl... De cel puțin 30 de ani statul se zbate pentru noi, pentru popor, a făcut, nu știu, aduceți-mă aminte, cel puțin în 30 de ani în care orice partid de la guvernare ți-a vrut binele ție omului de rând. Cu ceva, nu știu, orice, dați-mi un exemplu. În 30 de ani. Oricare exemplu. Nu știu, când a intrat în Uniunea Europeană, poftim, a fost pentru binele de rând. Când s-a făcut denominarea leului, când s-a compensat prețul la curent electric, sau nici cu asta nu ești de acord? Da. Da, hai că vorbim prostii. Mulțumesc tare mult. Da, nu știu, astăzi începem să ne așezăm un pic, să fim un pic mai raționali în țara asta? Că despre asta ar trebui să fim vorba. Avem niște probleme în față, le avem de rezolvat. Întrebarea cum o rezolvăm. Și am auzit până acum sunt niște sloganuri. Linia 10, Radu. Salutare, Radu. Guvernul salutare, compensează salutare, cu 50 de bani. E ok? Da. Of, Doamne, e atât de dificil și nu trebuie rezumat la doar câteva factori. Războiul trebuie să ținem cont că este în primul rând economic și este vechi. Faptul că a refulat acum în Ucraina și din punct de vedere militar e o tragedie, dar este o continuare a acestui război economic vechi, în care se așează la masă de regulă cei mari și îi răvășesc pe cei mici. China, un factor, îl cunoaștem de mult, fosta Uniune Sovietică care joacă acum această carte murdară, Statele Unite, nu mai discutăm, cu aliații, care încearcă să compenseze cumva, să joace cărțile lor în același timp, ceea ce voiam să-i spun antevorbitorului de mai devreme, care subscria la politica Ungariei și poate chiar ne sfătuia prin acel mesaj mai mult decât toxic, și asta aș vrea să spăl acum. Ce-ar fi vrut? Să punem mâna pe arme și să-i batem și noi pe ucraineni în sprijinul fraților sovietici? Nu înțelege oare că ne-am fi trezit cu Rusia la granițele noastre și eram următoarea victimă în același format? Iar prețul din Ungaria de la combustibil pe care Orban îl susține, așa cum îl susține în mod populist, este finanțat de Rusia printr-un preț foarte mic al petrolului livrat. Da. Ungaria este o mănușă murdară a Rusiei în Uniunea Europeană. Asta vrea omul ăla, să luăm petrol din Rusia și să trăim bine. De asta vreau, sper că ne mai ascultă și poate face un efort de înțelegere să ia în calcul și acest punct. Și este foarte puțin ce am spus din punct de vedere al acestui război economic pe care l-am menționat încă de la început. Mulți sunt factorii care determină și aceste prețuri. Ori a diminua un preț printr-o subvenționare tot din banii noștri, având în vedere faptul că avem de susținut niște cheltuieli ale statului, bugetare, într-adevăr, cu un aparat de stat foarte stufos și nemeritat pentru noi, producătorii de plus valoare, care trebuie să susținem, să plătim salariile lor, taxe,
plățile ratelor, împrumut creditelor internaționale și așa mai departe. Trebuie făcută o mutare foarte bine gândită, acceptată, să strângem cureaua. Este greu, este adevărat, este greu și eu sunt împotriva salariilor mari de la buget, a faptului că ei muncesc așa cum muncesc, să mă ierte, nu toți, nu vreau să generalizăm, ar fi o greșeală, o prostie. Însă, până la a spune că trebuie să se plafoneze prețul la combustibil într-un context atât de dificil, trebuie să gândim mult, mult și geostrategic și economic, energetic. Politica energiilor este foarte, foarte vastă. A spus foarte bine de explozia prețurilor de transport din toate punctele de vedere. Maritim, al petrolului prin conducte, al energiilor de toate facturile. Nu se poate face o apreciere atât de simplă. Trebuie să se plafoneze prețul. Cu susținerea cui? A reducere de vențele exploatatorilor resurselor naturale de la noi nu este simplu, pentru că PSD, știu că ați menționat, am înțeles. PSD a dat acum un comunicat după decizia premierului și spune că nu s-au înțeles asupra acestui lucru, deci că ei nu au fost ascultați cu plafonarea și ar fi dorit plafonare. Zice că respectă această decizie, zice PSD, dar că soluția compensării e mult mai bună, pentru că asta propusă de guvern funcționează doar câteva săptămâni, până când prețurile își reiau cursul lor firesc. Și mai zice PSD că va reveni în coaliție la momentul respectiv, deci când nici soluția asta nu va funcționa, cu propunerea unui preț maximal sau o limitare a adaosului comercial. Uite, le-a zis PSD aici. Da, ok, limitarea adaosului comercial. Toate trebuie luate în calcul, trebuie să țină cont. Îl limitez, într-adevăr, sunt de acord să limiteze adaosul comercial. Trebuie să țină cont și de o justificare economică. Până la a reduce adaosul comercial al distribuitorului, trebuie să se umble acolo unde se sifonează, dacă îmi pot permite acest termen, marile profituri din această zonă a energiilor. Pentru ce că anume? Nu discutăm strict. Profiturile pe care le fac exploatatorii resurselor, de exemplu, ale resurselor energetice. Să dăm un exemplu. Astăzi, să dăm acest exemplu. Prețul cu care companiile românești care extrag aici, produc, adică scot țițeiul din pământ, e pe undeva pe la 30 de dolari. Și intră la rafinare cu 100 de dolari. În marja aia de 70 de dolari, eu cred că statul poate să intervină bine. Nu neapărat punându-le un preț fix, ci făcând o înțelegere și spunând, băi, nu-l mai băga la rafinare cu 100 de dolari, bagă-l cu mai puțin și facem o înțelegere în altă parte, că așa funcționează lumea, pe bază de înțelegere. Da. O flexibilitate a agreementurilor economice, pentru că a subvenționat tot din bani publici chestiunea aceasta, mutăm pierderile dintr-un buzunar în altul, pentru că nici nu mai discutăm despre profit. Exact, facem asta acum, dar și nu știu, nici măcar nu era un moment electoral în care guvernul să se grăbească cu treaba asta. Nu știu de ce se întâmplă asta, că nu va funcționa multă vreme. Valentin, tu ce crezi? Bună ziua, Cătălin! Bună ziua! Alo? Da, te ascult, Valentin, salut, ești în direct. Cătălin, te-am auzit, ai ridicat problema să găsim o soluție. Cred că am putea gândi și următoarea soluție. Colegul dumneavoastră, cu care faceți emisiunea energetică, sigur are cifre care vi le poate aduce în emisiune. Mă refer la faptul că statul și-a bugetat venituri din accizele la benzină, motorină, petrol și așa mai departe, pentru 2022 o anumită sumă. Practic, încasările în urma accizării acestor produse au fost duble. Soluția care cred că ar putea fi... Da. Știi unde acciza e fixă. Ea ține, se poate dubla în condițiile în care s-a dublat consumul de benzină, că acciza e fixă. TVA-ul aplicat la întreaga sumă e o șmecherie acolo și acolo ține iarăși de consum, știi? Dar acciza, nu este proporțională. Nu, e fixă. E fixă acciza. El știe exact câți bani va încasa pe fiecare litru, nu știe exact suma finală, că nu știe cât să consumă. Dar, într-adevăr, într-adevăr a făcut sume mari de bani statul, poate chiar mai mari decât s-a aștepta. Din rațiune de consum. Eu asta vreau să propun, să se gândească la o reducere a accizei pe o perioadă determinată, să zicem, de timp, și în felul ăsta nu exista niciun fel de
discriminare. Pentru că discriminare, în momentul de față, la noi există. Concret, exemplu, da? Eu locuiesc într-un bloc în care am centrală pe gaz, neexistând sistem centralizat. Pe de altă parte, în aceeași localitate, ca de altfel în mai toate orașele, din câte știu eu, primăriile subvenționează gigacaloria, care este livrată, practic, prin sistemul centralizat. Dar mie nu-mi dă bani. Mulțumesc tare mult, Valentin. Ultimul lucru, ca să-l înțelegem, pentru că emisiunea se va încheia aici. Compensarea asta se va aplica de 7 zile. Crezi că va funcționa în următoarele 3 luni? Adică vei simți ceva? Nu pot să mă exprim. Eu m-am gândit la o soluție care ar putea fi luată în considerare. Clar, soluțiile pe termen scurt nu sunt foarte ok, dar mie mi se pare mult mai grav să apară situațiile acestea discriminatorii între cei care merg la serviciu cu mașina, cum sunt și eu, cum sunteți și dumneavoastră, și cei care nu folosesc mașină și luăm practic și din buzunarul lor acei 50 de bani. Corect. Deocamdată toată România ne va plăti nouă conducătorilor auto și firmelor și companiilor le va plăti ăia 50 de bani de la asta. Deci toată România plătește pentru cei care merg cu mașina. Ori genul ăsta de protecție socială mi se pare incorrectă, pentru că am înțeles de ce s-a făcut la gaz și la curent. Alea sunt lucruri care țin de viață, da? Toată lumea trebuie să aibă curent, toată lumea trebuie să aibă acces la gaz, la căldură. Nu obligatoriu și la mașină. Aici ne mai putem reorienta. Consider măsura greșită, pentru că o plătim cu toții și nici nu cred că va funcționa, pentru că prețurile se vor mări. Într-adevăr, România, ca și alte țări, plătește prețul inflației provocate imediat după pandemie și al tipăririi de bani pentru repornirea economiilor și, într-o oarecare măsură sau în destulă măsură, prețul acestui război, dar tot timpul să vă gândiți, dacă ați accepta ca oameni din preajma noastră, de aceeași credință cu noi, cu aceleași gânduri cu noi, să fie călcați în picioare, ca nouă să ne meargă un pic mai bine. Nu suntem singura țară care avem problema asta. Președintele Biden, la rândul lui, are probleme în America exact cu aceleași companii care astăzi fac profituri imense, da? Și încearcă mai multe soluții, are un set de soluții, multe dintre ele criticate, ca aceste companii să reducă prețurile care sunt insuportabile. Viața bună, să știți însă că este ciclică, în egală măsură. De-a lungul vieții unui om sunt momente bune și proaste. Ceea ce căutăm astăzi este echilibru. Iar liderii acestor companii care activează și în România și în Europa trebuie să se gândească și ei la echilibru. Acele cifre din Excel-uri, da, care indică profituri foarte mari, sunt greu de înțeles pentru mintea noastră omenească. Salariile mai mici din România și prețul de 9 lei pe litru de benzină se înțelege însă foarte ușor. Poate în această perioadă a vieții noastre, poate aceste companii, care se numesc aici OMV, MOL, Rompetrol și altele de genul acesta, Lukoil, poate au în gândire și responsabilitate socială, da? Poate nu e musai ca profiturile să meargă întotdeauna în zona în care merg în fiecare an, da? Poate nu e musai să se raporteze profituri fabuloase și anul acesta pentru acționarii lor. Cred că toată lumea ar putea să înțeleagă că aici suntem o comunitate și că împreună luptăm pentru drepturi, valori și o viață mai bună. Viața mai bună nu există fără echilibru, iar dacă lucrurile continuă de aceeași manieră, fără a se găsi un acord aici, explozia socială va fi una cât se poate de importantă. E bine ca toată lumea care e implicată în acest mod de, sau în acest joc al prețurilor, să se gândească un pic la asta și să găsească un răspuns corect. E ceea ce vă invit eu astăzi să faceți. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.